Astăzi ați împlinit 100 de ani. Da. Cum vă simțiți la 100 de ani? În putere? Bine, în putere. Bine. Ca bătrâneți așa, când e bine, când e mereu, dacă e trecut, trebuie să fiu și mai așa și bine, bine, ca să umplu, să mai fac treabă, nu mai pot nimic ca să fac. Vă aduceți aminte din copilăria dumneavoastră momentele frumoase? Când erați copii, să ne povestiți cum era atunci. Atunci era bine. Mămică. Era bine, nu era rău. Mâncam tot din grădină. Mâncam, da, cu mâncările astea. Nu-i normal, dar n-avem și să facem. Vă mai aduceți aminte când v-ați cunoscut soțul și cum a fost atunci când v-ați căsătorit? Mai țineți minte anul? Anul, să-l spun? Da, când v-ați... Nu mai țin minte anul. Dar câți ani aveați dumneavoastră când v-ați măritat? 17 ani. 17 ani? 17 ani, nu? Da. Și a ținut dragostea asta până în 2010, din câte am înțeles, când soțul dumneavoastră a murit. Era pădurar, nu? Cum adică? La pădure, nu a fost pădurat. Păi eu fost, da. Nu a murit în 2010. Povestiți-ne, ce ați făcut astăzi de ziua dumneavoastră? Ce am făcut? Eu n-am făcut nimic, dar au făcut băieții. Ați făcut petrecere? Da. Au venit nepoții? Da. Au venit strănepoții? Câți strănepoți aveți? 26. Și stră-stră-nepoți. Asta nu mai știu. Spuneți voi. Nepoții știu. Dar spuneți-ne, vă rog mult, care a fost secretul? Cum de-ați păcălit moartea până acum? 70 și ceva de stră-nepoți. N-am... M-a luat cu omul meu, eram el, avea 18 ani. Și eu 17, că la cununie au luat un an de la el și-o pus la mine. Și ne-a luat, el a plecat în armată. Din armată au făcut 3 luni de instrucție aici și pe urmă l-au luat în război. Ei, au venit pe urma acasă, l-au trimis un grădat ca să vii cu vaporul, cu Iuli Maniu, că i-au adus muniția și alimentele. Căci eu nu pot să plec, mă împușcă dacă plec. Și l-au adus în Constanța și pe urmă el... A venit o fugă pe acasă și s-a îmbolnăvit de tifos. Că era un tifos atunci și s-a umplut de tifos de la noi și s-a dus la Bârlad și l-a internat acolo. A scăpat de acolo, a venit acasă. El pe urmă a făcut recoltă, că așa era. S-au pus ghii, au pus de toate. Am trăit bine, nu m-am certat, nu m-am bătut. Am trăit așa cum se cuvine, nu ne-am urât unul pe altul, nu ne-am... Vă rog, am trăit ca frățești, plecam la nunți, plecam. Dar el a fost foarte condițional și om respectuos unde am fost. Nu, n-am avut supărări, n-am avut așa ca să... Am trăit bine de asta, am dus-o așa, că n-am avut mustrări, n-am avut supărări, n-am avut nimic între noi.
Și am dus-o până acum. El, pe urmă, a avut servici pe la pădure, a fost vânător, vine cu oameni vânători, li dădea de băute, li dădea. Am trăit bine, nu, n-am avut certuri, n-am avut. Am avut tot ce trebuie, nu, am avut. Secretul unei trai lung este liniștea în familie. Liniștea, să nu ne-am bătut, nu ne-am supărat niciodată unul pe altul. Ați avut vreun regim de viață la mâncare? Ce ați mâncat? Ce-am mâncat? Ce-o picat? Carne. Mai multă carne. Nu mai vreau eu, băieții, să mai mănânce ea carne, că era sătui. Nu ne mai place. Deci iată că nu postul este cel care răspunde de viața lungă. Ei, nu, am mâncat, noi n-am mai ținut posturi, am mâncat în continuu. Păi ia să-ți trece carnea? Păi ce să-ți trece, că era culme, nu era frigider, era, puneau culme la pod, ea e spânzurat.